Salutări, dragii mei prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou tutorial, un tutorial despre parola în Windows 10. Ei bine, eu, de exemplu, și probabil mulți dintre voi, vă logați atunci când intrați în Windows cu parola folosită de Hotmail. În cazul meu, haideți să vedem puțin. Așa, vreau să vă arăt rapid ce înseamnă. Înseamnă dodorondo@hotmail.com. Și atunci când eu mă loghez, trebuie să bag parola acestui cont. Ei bine, întotdeauna este indicat că atunci când folosești o parolă pentru o adresă de e-mail sau orice altceva mult, mult mai important, este bine ca parola să fie o parolă destul de puternică. Și această parolă să includă cifre, litere și poate chiar câteva semne din acelea, știu și eu, liniuță, chestii de genul, știți? Două puncte, apostrof. Deci puteți folosi toate aceste chestii atunci când vă faceți o parolă și da, este foarte, foarte indicat. Ei bine, la fel am și o parolă destul de sofisticată, unde atunci când deschid calculatorul, mi este foarte, foarte greu să bag toate acele chestii. Durează foarte mult și poate uneori mă grăbesc. Și atunci pot schimba această chestie folosind un cod PIN. Haideți să vedem cum activăm și cum ne creăm un cod PIN ca să nu mai avem treabă cu acea parolă mai sofisticată. Da? Ei bine, și acel PIN îl puteți pune, dar o să vorbim noi la momentul potrivit cel mai ok. Hai să vedem. Deci, în primul rând, mergeți în bară jos la Start, dați click stânga, apoi în partea stângă aveți la Setting aici, rotița asta zimțată, dați click stânga, apoi mergem la Accounts. Am intrat aici și mergem la Sign In Option, adică cum opțiuni pentru deschiderea Windows-ului. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă. Avem Password, da? Change Your Account Password sau PIN. Dacă vreți vreodată să schimbați acea parolă interminabilă, aia mai mare, mai strong, de la e-mailul vostru, în cazul meu Hotmail, de la fel și voi trebuie să aveți tot Hotmail, atunci puteți să o schimbați, dar trebuie să știți parola veche sau parola actuală. Bun, dar eu vreau PIN, să pun PIN, să-l pun din 4 cifre, dar eu nu o să pun din 4 cifre, o să vedem ce o să pun, adică cum avem opțiunea să facem. O să dau aici Add. La fel puteți face și voi. Și îmi cere parola. Parola folosită, parola acestui cont, da? dodo.rodo@hotmail.com. Bun, haideți să vedem. O să trebuiască să bag această parolă. Cred că am greșit-o. Așa, ia să vedem. Bun, este în regulă. Acum îmi spune New PIN. Ei bine, avem posibilitatea să punem un PIN din 4 cifre sau, dacă bifăm aici, putem pune litere sau simboluri. Simbolele ar fi, de exemplu, steluță, la sută, dolarul, ce avem noi la cifrele 1, la cifre, da, în partea de sus, unde avem semnul exclamării, arond, grilă, dolar, la sută, săgeți, paranteză și așa mai departe, da? Deci voi puteți să optați pentru ceva de aici, așa că eu am bifat și o să optez pentru ceva de aici, adică să folosesc simboluri și, dar cel mai bine folosesc doar simboluri. Bineînțeles, dacă știți că uitați, notați-vă sau puneți ceva ce nu uitați, că după aceea nu mai puteți să intrați în Windows. Mă rog, dacă vă știți parola, puteți să intrați și cu parola în caz că uitați parola a contului vostru. Așa că ia să creez și eu aici. Așa, din 4. Bun. Și dau OK. Gata. Am rezolvat. Acum, la următoarea pornire, nu-mi rămâne decât să bag ceea ce am făcut eu acolo. Nu va mai trebui să bag parola aceea foarte, foarte mare. Va trebui să bag acest PIN din 4 simboluri. Așa că asta vă recomand și vouă, să folosiți simboluri, să nu folosiți cifre, este mult, mult mai bine. Dacă vreți să renunțați la acest PIN, dați Remove. Da, ați dat Remove și ați rezolvat problema. Dând Remove,
ia să vedem ce se întâmplă. Trebuie să băgăm din nou parola contului nostru. Altfel nu veți putea da remove. Da? Pentru asta, că vă dați seama, vine cineva la calculatorul vostru, se bagă, dacă ar fi atât de simplu, ar băga aici, ar da rapid remove și noapte bună, după aceea ar putea să folosească sistemul vostru. Da? Deci nu. E foarte bine pentru că avem un sistem de protecție destul de ok. Da? Eu o să dau cancel că nu am nevoie și gata, am rezolvat problema noastră. Dacă vrem să renunțăm, v-am arătat, dați pe remove, băgați acea parolă și gata, s-a dezactivat. Dacă vreți să țineți în continuare sau dacă vreți să schimbați, la fel puteți să schimbați parola. Da, eu să dau, uitați aici, da? Puteți să și schimbați PIN-ul, pardon, nu parola, PIN-ul, da? Trebuie să băgați PIN-ul nou, deci PIN-ul actual, pardon, și apoi să alegeți un alt PIN. Da, deci întotdeauna vă cere să băgați PIN-ul, adică știți cum e, să nu vină cineva la calculator să modifice pe acolo ceva și fără știrea voastră, că nu e bine, nu e bine deloc. Ați văzut, foarte simplu, foarte frumos. Deci, puneți-vă un PIN. Atunci când vă veți loga cu PIN-ul, nici nu mai trebuie măcar să dați Enter. Când ați băgat PIN-ul, automat vă și intră în sistem. Și asta face ca voi să intrați mult mai rapid și mult mai simplu, nu? Dacă v-a fost util, nu uitați like, share și subscribe. Și până data viitoare, nu pot să spun decât că v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!